Bună ziua și bine ați venit de la Eufra Cuisine. Astăzi o să gătim cu Vasile sau Vasile să ne gătească niște paste proaspete, adică făcute de casă. Deci uitați ce ustensile avem aici. Aveți, de fapt avem nevoie de mașină, Vasile. Da, asta este mașina cu care am venit de acasă. Este prietena mea cea mai bună. Pentru că iubesc și ador să fac pastele acasă și cu asta am cucerit-o și pe nevasta mea. Copii, la noi e o distracție mare când facem paste acasă. Toată lumea te ajută, nu? Toată lumea. Te ajută sau te încurcă mai mult, să zicem așa? Ambii mei copii mă încurcă, dar asta este. E în familie, de fapt, e fain. De fapt, în bucătărie e și distracție. Faci paste. Paste, de fapt, facem paste și după aceea le faci cu creveți. Hai să punem treaba atunci. Deci începem cu aluatul, bănesc. Da, aluatul de bază pentru paste e făină și ou. Sau făină și gălbenuș. Eu aici am 150 de grame de făină. Făină 00, tip 00. E cea mai fină. În care punem un gălbenuș. Da, un ou. Un ou, pardon. Da. Mai pui gălbenuș. Doar că, deci pui un ou la câte grame de făină ai zis? Cam 150 grame, pui de un ou paste și un gălbenuș. Și cam 3. Cam 3 gălbenușuri, da. Deci un ou între și două gălbenușuri. Asta ar fi o porție cam de câte? Pentru două persoane, eu zic că e suficient, pentru că e important atunci când mâncăm să nu ne ridicăm de la masă sătui. Și în bucătăria italiană, că asta ador, de fapt, amestecăm puțin. Sare, ceva nu pui deloc. Imediat. Ai grijă că am oulea sau picioare, nu? Și acum am să pun un secretul meu pentru această puțin șofran. L-am simțit, să simte, deci șofran, doar un pic trebuie să pui, doar un pic de șofran. Un pic, aș vrea să-l dizolv aici. Ai un pic de apă aici? Apă caldă. Apă călduță. Așa. Asta cu șofran să faci risotto milanez. Da. Deci doar cu șofran. E cel mai scump condiment din lume. Bine, asta și nu înseamnă că nu puteți să-l cumpărați, dar din ieșit, zic, nu, da, pentru că și merge foarte bine cu creveți. Da, la mâncarea italiană este foarte potrivită. Va da și o culoare. Eu obicei știam că se pune și în sos. Să punem. Stai liniștit, că punem. Tu ai pus și în aluat un pic și în sos. E incredibil. Sare, dă-mi te de acolo sare. Să nu? Ulei de măsline. Nu știu dacă vă dați seama, deci Vasile e un pasionat de bucătărie, nu are restaurant, încă are un blog doar pe care îi place să facă rețete, să le pună, să le vadă lumea. Este primul, pase, credeți-mă, nu oricine poate să facă pase sau nu oricine se încumete să facă pase. Una se prăjește ceva în tigaie cu niște salată și una se face chiar pase. Da. Și acum, bineînțeles, să împingi, trebuie cu mâna. Imediat. Întâi cu furculița. Și acum, paste cu uneltele domnului, ne jucăm. Și nu o să străbească un pic de apă călduță, ceva? Nu. Făină o să mai punem. Făină? Da. Slavă Dumnezeu, avem. Orice avem. Pune. Hai să mai pun cum trebuie, pe parcurs, nicio problemă. Important e la paste, dacă sunt prea moi, mai punem făină. Dacă sunt prea tari, putem... Da, apă călduță, da, nu rece. Călduță. Da. Deci apă caldă e mai bună decât rece. Că apa caldă le leagă mai bine cu ou, se amestecă mai bine, nu? Aluatul nostru este gata. Recomand acasă. Îl învelim în folie de plastic și lăsăm o jumătate de oră în frigider. Da. După aia revenim și facem ce vrem din el. Vom întinde aluatul. Un pic de făină, să nu se lege de masă. Acum ai frumos să fie copiii aici, să joace un pic cu tine, nu? Da, ăla mic, în vârte de manetă. Eu o să iau rolul ăla mic atunci. Eu să mergem manivele. Cam cum faci ca să iasă drept? Faci așa niște... cum faci? Aici e important să începem la treapta zero. Ai la degete? Nu se întâmplă nimic. A, deci ai mai multe trepte. Da. Uitați ce faini sunt și galbene. Și uite cum se vede șofranul. E incredibil. Și aici ne jucăm până când pastele vor fi netede. Făină cât de mult. Mamă,
Și după aceea trebuie să mai lăsăm un pic ca să uște un pic sau nu? Nu. Nu. Asta e avantajul pastelor proaspete. Nu trebuie să așteptăm, se pot găti imediat. Iarăși o dăm la zero. A, faci un fel de ca și un foietaj aproape, te le mai pui puțin, a? Da. El în final trebuie să fie un aluat fin, neted, lucios. Da, deocamdată nu e cazul. Da. Asta probabil acasă bunicii noștri făceau cu făcălețul. Cu sucitoarea, normal, da, că nu aveau, normal, nu aveau mamele noastre făceau, da, așa. Nu aveau mașină. Ba, mai țin minte că mama avea o mașină în asta, dar nu prea mergea tot timpul, erau atunci și pe piață și nu prea cred că era de bună calitate. De asta e important să ai o bucătărie bine echipată, cum avem noi cea de la Piramis, zic că e important, da, să ai important, bune, da, în bucătărie. Da. Deci asta e gata? Da. Și acum înseamnă că trebuie să schimbi manivela. Da, da. De aici o pun din coace, da. Că aici aveți, dacă nu știu dacă se de la mașină, are două forme. Pentru spaghetti sau tăiței, să zicem așa. Tăiței pentru că sunt pătrate. Și aici tagletele un pic mai largi. Da. Să fim. Pare mult arunci tu, nu de mână. Nu le aruncăm. M-am speriat să le punem dincolo. Și atunci o porție pentru tine, două pentru mine, nu? Incredibil. Uitați cum arată pastele proaspete. Mamă mia. Și acum să nu se lipească, le facem cu multă făină. Și o să mai lipesc una de alta. Ia uite.